m-am bucurat ca un copil de la mic, știi, care se duce și ia cadourile de sub brad de Crăciun. Razer Phone, aduceți, vreau și eu pentru review. Ăsta e făcut mai din topor, așa, știi? Are o răcire cu o conductă din cupru. Cine se uită la el zice, bă, ăsta e sigur telefon în 2017. Pentru gaming, indiferent ce titlu îi dai, nu o să sughițe de nicio culoare și o să meargă impecabil. Un telefon sau e o consolă portabilă? Clar, o mini-consolă portabilă. Vorbim de un device foarte bun din punct de vedere hardware. În primul și în primul rând ai un display de la, cu un panel IGZO. Știm foarte bine ce înseamnă IGZO, ce renume au oamenii ăștia. 120 de Hz, el by default vine pe 90 de Hz. Display-ul e de-a dreptul genial. Fără lag, fără nimic, deci poți să-i faci ce ai vrea tu. Nu există, nu are lag. Nu se poate. 4000 de miliamperi. Foarte mulți dintre colegii mei de aici mi-au zis, e un telefon foarte greu, e un telefon foarte mare. Da, dar nu judeci așa un telefon. Îl judeci prin ceea ce este, prin ceea ce este menit să facă. Razer Phone, primul telefon de gaming. Da, este primul telefon de gaming. Snapdragon 835, 8 GB RAM, 64 de GB spațiu de stocare internă, plus posibilitatea de a extinde acest spațiu până la 2 tera. Wi-Fi AC, 4000 de miliamperi, carcasă din aluminiu, două speakere stereo cu Dolby. Ce mai vrei? Camerele sunt de 12 megapixel pe spate cu blitz. Streaming? Asta n-am încercat-o. Ar trebui făcută chestia asta. Streaming dintr-un joc. Pe YouTube, de pe el, cu facecam. Voilà, gata. Deci asta este următorul task. Bă, ăla cu biluțe. Nu ți iei o configurație de genul ce e înăuntru la asta ca să joci Candy Crush sau mai știu ce, nu știu, Zuma. Îți iei să joci ultimele titluri apărute pe mobile, cele care îl solicită, adică Tekken, Assault, Warhammer 40.000. Ăsta, Tekken-ul și Warhammer 40.000 sunt special făcute pentru el, adică simți 120 de Hz pe el. La fel e și Real Racing 3, Asphalt 8, poți să-l joci cam pe orice telefon, dar Giro din el are altă părere. Are altă părere, adică se simte ceva de n-ai văzut. Mai este Titanfall Assault, care este făcut la fel special pentru el și vine preinstalat alături de Arena of Valor și World of Tanks. Ăsta e un telefon relativ slim, având în vedere ce baterie are la interior și ce configurație are la interior. Se încălzește un pic, dar nu foarte tare ca la telefoanele nebune ale noastre. Pe ăsta am jucat Real Racing 3 și Tekken 3 și de-abia simțeam că se încălzește un pic. Este și sistemul de răcire foarte bine pus la punct de către ei. Customizarea celor de la Razer mi se pare mișto. Adică nu sughiță, cum se întâmplă la alte Wii-uri, să-mi dăm nume, că după aia mă bate lumea. Ăsta nu e telefon să stai numai pe YouTube și pe Facebook și să fii fotograf. Chiar nu e. Gaming pur. Eu nu cred că e vrăjeală. Am jucat Lineage pe el și m-a rupt. E impecabil ca smartphone dedicat jocurilor și pasionaților de jocuri pe Android.